Iubiți frați, iubite surori, răscumpărați ai Domnului, cei care aveți Sfânta Scriptura dumneavoastră și cei de acasă, vă rugăm să deschideți la pagina 1161, epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5. Voi citi tot capitolul. Cuvântul lui Dumnezeu. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț. Noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chef de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, care a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea, mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Trăiți în pace între voi. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toții. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine, atât între voi, cât și față de toți. Bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Nu stingeți Duhul, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Feriți-vă de orice se pare rău, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. Amin. Tată, îți mulțumim în numele Fiului Tău prea iubit pentru că în marea Ta dragoste, Doamne Dumnezeule, Tu ai lăsat pentru noi cuvântul Tău scris. Ceea ce Te rugăm în continuare, Doamne, ca acest cuvânt scris, această slovă, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt să o transformi, să fie un cuvânt viu, un cuvânt lucrător și să faci lucrul acesta pentru ca, plecând de locul acesta, să plecăm hrăniți, întăriți, să fim destoinici și gata pentru lucrările Tale, fiindcă toate aceste lucruri le cerem în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Reocupați locurile. Cei care sunteți familiarizați cu Biserica Rău Sfânt, după cum probabil știți, tema lunii acesta este vremea sfârșitului. Vremea sfârșitului. Și parcă mai ieri a fost, ieri s-au împlinit 10 ani de când am pășit pentru prima dată în biserica aceasta. 10 ani! Au trecut așa de repede. Și fără să ne dăm seama, ca și oameni, timpul parcă aleargă într-o goană nebună. Și ne trezim bătrâni, ne trezim că Domnul este chiar la ușă, nu mai e mult și Domnul nostru va veni. Și mi-aduc aminte că atunci când eram copil, vedeam ca un prag așa anul 2000. Ziceam, anul 2000 va fi vremea sfârșitului. Nu cunoșteam pe Domnul, nu știam de cuvântul lui Dumnezeu. Toți priveam așa, ce va fi? După anul 2000 nu va mai fi nimica. A venit și anul 2000. A trecut și anul 2000 și dacă vedem și în cuvântul lui Dumnezeu, însăși ucenicii erau preocupați de acest timp, vremea sfârșitului. Dacă primea venirea Domnului nostru Iisus Hristos pe acest pământ, a lăsat urme, oamenii au acceptat înainte de Hristos, în numărătarea anilor și după Hristos, ce va fi a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, despre care Biblia vorbește? Spune câteva versete mai sus, spune că căci Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Auziți? Deci Domnul Iisus se va coborî din cer, va veni să-și ia ce este a Lui, mireasa. Teologii spun, va fi înaintea necazului mare, va fi în timpul necazului mare, va fi după necazul mare. Nu știm. Și nu intrăm în să ne
despărțim în cei care credem un lucru, cei care credem un alt lucru. Vedem ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune că în acea vreme, când Domnul nostru va veni, va veni ca un hoț. Ce spune mie lucrul acesta? Bănuiesc că toți, din nefericire, ați fost călcați de hoți. Cu toate că știm că sunt în mijlocul nostru. Sunt și hoți pe acest pământ. Și oricâte măsuri ne-am luat, n-am putut să ne ferim. De ce? Fiindcă El vine într-un moment neașteptat, când nu te aștepți. Atunci vine hoțul și îți face paguba când oricâte măsuri ți-ai luat tu. Dar diferența este că dacă pământește, de multe ori luăm măsuri și ne asigurăm bunurile și poate putem primi o despăgubire la cele pierdute. Ce vom face atunci când Domnul nostru Iisus Hristos, mirele nostru, iubitul sufletului nostru, va veni ca un hoț și ne va găsi nepregătiți? Ce vorbește Biblia despre aceste lucruri? Un moment de ațipire totală, în pilda celor 10 fecioare. Pe mine m-a surprins lucrul acesta. Ești chemat la nuntă, ești invitat la nuntă și auziți, aveau candele pregătite, hainele pregătite și toate au ațipit. Și m-aș întreba, fiindcă lucrurile din jurul nostru ne arată că este vremea sfârșitului. Ucenicii atunci când le-a spus, unul dintre voi mă va vinde, Doamne, nu cumva sunt și eu acea mireasă ațipită? Fiindcă trage nădejdea că cu toții facem parte din mireasa Domnului. Doriți lucrul acesta? Doriți ca atunci când mirele nostru se va arăta pe norii cerului, noi cu toții mireasa Lui, biserica Lui să întâmpinăm în nori? Dorim lucrul acesta, dar Biblia avertizează, spune că toate au ațipit. Cum? Ești invitat la un așa eveniment, să faci parte din mireasa lui Dumnezeu și Biblia te avertizează, spune de vremurile acelea și tu să ațipești. Și e normal, ucenicii au fost invitați de Domnul Iisus, o oră stați și vegheați împreună cu mine rugăciune și n-au putut o oră să vegheze, fiindcă dacă sunteți atenți, frații mei, iubite surori, în ultimul timp, dacă observați, luptele s-au întețit împotriva copiilor lui Dumnezeu. Suntem tot mai obosiți. Spune că trupul este plin de, Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Lucrăm cât mai departe, venim acasă obosiți, cât mai multe lucruri ne stau împotrivă, tot ca să ne putem pune pe genunchi, să ne putem ruga, să putem să ne conectăm cu cerul. Ajungem mai greu la casa Domnului. Ajungem mai greu să putem să ne facem timp să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Ajungem mai greu să putem avea părtășie unii cu alții. Luptele s-au întețit. De ce? Fiindcă noi avem un vânător iscusit care de 2000 de ani nu face altceva decât să vâneze. Pe cine? Nu vânează pe cei ce sunt ai lui. Și toate săgețile lui sunt îndreptate asupra noastră. Și știm că scoțându-te din luptă, ținându-te obosit, ținându-te preocupat cu un lucru, ținându-te prins într-un viciu, nu mai ești bun de lucrarea lui Dumnezeu, ești ațipit, dormi. Și vremurile ne arată că Domnul Iisus va veni în curând. Biblia mai spune că se aseamănă venirea Domnului cu vremea lui Noe. Ce făceau oamenii în vremea lui Noe? Vindeau, cumpărau, se însurau, beiau. Un singur om, dureros. Un singur om umbla cu Dumnezeu. Dar unde erau ceilalți? Vindeau, cumpărau, se însurau, n-aveau nicio treabă. Și a durat construcția, frații mei. A durat construcția corăbiei. 100 de ani a durat. Și n-a fost micuță, era văzută de toată lumea. Doar un singur om să umble cu Dumnezeu. Cât îl mai așteaptă astăzi pe mirele nostru, pe Iisus Hristos? Nu vi s-a întâmplat că atunci când spui, vine Domnul, ai frate, lasă-mă cu venirea Domnului. De când era bunica, fată, tot se vorbește că vine Domnul și nu mai vine Domnul. Dar pune cuvântul Dumnezeu în 2 Petru, o zi la Domnul ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Și Dumnezeu grăbește lucrurile dacă observați. Dumnezeu grăbește lucrurile de comprimă. Dacă noi ca oameni de multe ori suntem dezgustați de ceea ce vedem în jurul nostru, de păcatul care este în jurul nostru, dar Dumnezeu care nu poate privi păcatul, oare cum privește El din altul celui? Cât mai poate răbda Dumnezeu? El care este sfânt, 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 spun îngerii, spun serafimii, heruvimii, toți spun înaintea sfințeniei sale. El privește din altul celui și vede tot ce se întâmplă pe acest pământ. Vede păcatul până unde a ajuns. Cât mai poate răbda Dumnezeu?
până să se umple paharul, să spună s-a sfârșit, gata. În 2 Timotei spune cuvântul lui Dumnezeu că vremurile de urmă vor fi vremuri grele. Auziți, vremuri grele. Spune că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători, nemulțumiți, fără evlavie, fără dragoste, clevetitori, vânzători, obraznici, îngânfați, fără formă de evlavie. De unde a știut Pavel aceste lucruri? De unde a știut Pavel aceste lucruri? Și dacă suntem atenți, spune că care nu iubesc cuvântul lui Dumnezeu, își vor da învățători după bunul lor plac. Deci vorbește de biserică, frații mei. Nu vorbește de cei din afară. Vorbește despre o ațipire totală a bisericii. Despre un drum greșit pe care biserica pleacă din păcate. Dar tot Pavel ne spune cuvântul lui Dumnezeu și ne dă pașii pe care trebuie să-i urmăm, ca să nu cădem în această ațipire, în această amăgire a celui rău. Cuvântul Dumnezeu se întreabă în Luca 18 cu 8, spune, când voi veni eu, voi mai găsi credință pe pământ? La ce se referă oare Domnul Iisus? Voi mai găsi eu oameni care să creadă cuvântul lui Dumnezeu? Voi mai găsi eu oameni care să mă aștepte? Oameni care să fie gata să mă întâmpine? Ziua Domnului va veni ca un hoț. Dar Pavel spune mai departe, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi sunteți fii ai luminii, fii ai zilei. Noi nu suntem ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, să veghem și să fim treji. Cum putem veghea? Și primul lucru pe care Pavel ne lasă aici în textul care am citit spune că noi care suntem fii ai zilei să fim treji și să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței, a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, fiindcă ceea ce scrie în acest sfânt cuvânt se va împlini. În Ioan 14 spune, eu mă duc la Tatăl, dar mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu să fiți și voi și mă voi întoarce, să fiți cu mine. Mai credem noi lucrul acesta? Și cel mai bine exprimă lucrul acesta Corinteni 13, când spune acolo despre dragoste. Spune, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sungătoare, un chimvan zângănitor, chiar dacă aș avea darul prorociei și ar cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Chiar dacă mi-aș împărți averea și hrana pentru săraci, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea cum este, frații mei? Îndelung răbdătoare, plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire și se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Ce face dragostea? Biruie totul. Cum a biruit Iisus Hristos pe cruce? Prin dragoste. Avea putere să se coboare. Avea putere, dar dragostea l-a ținut acolo, fiindcă ne-a iubit până la capăt și a dus lucrarea până la sfârșit. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Îmbrăcați-vă cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept colf nădejdea mântuirii, credința, nădejdea și dragostea. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Dacă copiii lui Dumnezeu în ziua de astăzi ar fi credincioși, ar fi plini de dragoste și ar avea nădejdea mântuirii, altfel ar fi situația între noi, altfel ar decurge slujbele bisericii, altfel ar decurge relațiile între frați. Și nu ne-ar lăsa să ațipim, nu ne-ar lăsa să ne batem cu pumnul pe eu am dreptate, ai greșit frate, nu! Fiindcă spune mai departe cuvântul Dumnezeu, mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Dar ați constatat un lucru, înainte de a trece și mustra, pune genunchii jos și roagă-te, fratele meu. Fiindcă firesc vine prima dată ce este firesc, duhovnicesc vine după. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu, postește-o înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă fratele a păcătuit sau a greșit, și după aia du-te și mustră în dragoste, ca să-L câștigi pentru Hristos. Fiindcă Dumnezeu la sfârșit ne va închema, ne va întreba pe fiecare dintre noi. Da, alergăm cu toții spre premiul chemării cerești a lui Dumnezeu. Ne va întreba și de cel din stânga, și de cel din dreapta, și de băncile goale, și de cel care nu a mai călcat în casa Domnului, și de cel care n-a întins mâna la cina Domnului, și de cel care stă izolat de o parte de biserică, de copiii lui Dumnezeu. Fiindcă te va întreba Dumnezeu, fiindcă cu toții alcătuim un trup, trupul lui Hristos.
Și cu toții vom moșteni cerul. Dacă noi nu ne putem privi în ochi acum, aici, pe acest pământ, cum vom fi în cer? Cum voi fi cu fratele Ciprian în cer dacă eu nu sufăr aici, dacă nu suport aici, dacă mă cer cu el aici, dacă nu am pace cu el aici? Nu! Toți vom moșteni cerul. Cerul va fi un loc comun pentru toți răscumpărații, fiindcă sângele lui Iisus Hristos a fost același, a curs același pentru toate păcatele noastre. Toți am fost spălați în același sânge, botezați în aceeași apă, botezați cu același Duh Sfânt și toți vom fi în cer cu El. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să înțelegem că stând în unitate și purtându-ne poverii unii altora, facem voia lui Dumnezeu. Și Doamne, ajută la lucrul acesta. Mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Doamne, ajută-ne să facem lucrul acesta în adevăr, să ne mângâiem, să ne întărim, să ridicăm pe cel căzut, pe cel de nerăduit, pe cel care zace într-un viciu, într-o problemă. Haideți să privim în jurul nostru, să vedem, să ne facem timp și ochi și pentru cei căzuți. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. Atunci când Domnul Iisus a trimis Duhul Sfânt ucenicilor în Faptele Apostolilor, spune că ei erau priviți bine de cine? De toată lumea. Cum suntem noi priviți ca și copii al lui Dumnezeu? Spun oamenii, cei care ne cunosc, cei din lume vorbesc, spun că într-adevăr ești un om deosebit, ești un om aparte, ești diferit și trebuie să fim diferiți, fiindcă noi suntem copiii lui Dumnezeu și Doamne ajută la lucrul acesta. Bucurați-vă întotdeauna! Bucuria este roada Duhului Sfânt! Bucuria este roada Duhului Sfânt! Împăratul David spunea într-un psalm, spunea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului! Mai este bucuria mântuirii în viețe și în inimile noastre? Sau suntem și noi ca ceilalți oameni, apăsați, îngrijorați, neputincioși în fața lucrurilor care ne sunt? Avem mai mult deschis știrile sau Biblia? Fiindcă în momentul în care privești mai mult la știri, da, vei umbla apăsat și îngândurat și întristat, fiindcă privirea și focusul tău vor fi îndreptate acolo. Dar în momentul în care deschizi cuvântul lui Dumnezeu, te umpli de bucurie, te umpli de nădejde, te umpli de speranță, te umpli de dragoste, te umpli de putere. Fiindcă cuvântul lui Dumnezeu îți dă putere. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cerul, Luca 10:20. Ne bucurăm noi că suntem fii ai cerului. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Căci împărăția lui Dumnezeu, spune Roman 14:17, împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Cine face parte din împărăția lui Dumnezeu? Noi suntem în împărăția lui Dumnezeu. În inima noastră locuiește împărăția lui Dumnezeu. Și ce ai în inima ta, vii aici la biserică. Ce ai în inima ta, te duci oriunde în lume, la muncă, la cumpărături, oriunde te duci, cu ce ai în inimă. Și dacă în inima ta nu locuiește bucuirea mântuirii, cum vor vedea oamenii lumina? Cum vor vedea oamenii diferența? Cum vor vedea oamenii că ești diferit față de alții? Bucurați-vă întotdeauna, spune Apostolul Pavel, chiar și atunci când ești în încercare, chiar și atunci când ești întristat, chiar și atunci când nu ai muncă. De ce? Fiindcă tu nu ți-ai pus nădejdea în lumea aceasta, fiindcă privirea noastră este ațintită în sus, privirea noastră este ațintită în cerul, noi vom moșteni cerul, noi nu vom moșteni pământul, nimeni ne-a promis lucrul acesta. Noi vom moșteni cerul. Și trebuie să ne bucurăm întotdeauna, fiindcă suntem răscumpărați, fiindcă gândește dacă Dumnezeu nu ți-ar fi ieșit în cale și nu ți-ar fi întins mâna, unde ai fi fost acum, unde aș fi fost acum? Nu este mai mare bucurie ca numele noastre să fie scrise în ceruri? Într-o bună zi vom sta la masă cu Avram, cu Isaac, cu Iacob, îl vom vedea pe Domnul față în față. Puneți în balanță lucrurile acestea pământești cu bucuria cerului. Se compară? Bucurați-vă întotdeauna, spune Pavel, întotdeauna bucurați-vă, numai când sunteți în casa Domnului, pretutindeni și oriunde bucurați-vă. Voi sunteți un neam sfânt, o preoție aleasă, pusă pentru Domnul pe acest pământ, să faceți lucrările Lui și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Rugați-vă neîncetat, un creștin, un copil al lui Dumnezeu, nu pot să pun egal decât un om al rugăciunii. Și nu vom putea scoate cămașa înaintea lui Dumnezeu, nu vom putea să ne scoatem vorbe înaintea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu ne-a dat timp să ne rugăm. Conduc mult, lucrez departe. Când conduc, mă rog.
Când mergi cu trenul la muncă, roagă-te! Când muncești, roagă-te! Roagă-te! Stai de vorbă cu Dumnezeu! În rugăciune Dumnezeu îți descoperă taine! În rugăciune Dumnezeu se coboară! Pilda judecătorului nedrept, Luca 18 cu 1, spune să se roage curmat, să nu se lase. Cu toți avem cauze înaintea lui Dumnezeu, avem rugăciuni care Dumnezeu nu a dat rezolvare, un motiv să ne rugăm necurmat. Sunt bolnavi în casa Domnului, motiv să ne rugăm necurmat. Sunt cauze în biserica lui Dumnezeu, motiv să ne rugăm necurmat. Sunt nemântuiți în jurul nostru, motiv să ne rugăm necurmat. Așteptăm cu toți o trezire, motiv să ne rugăm necurmat. Spune vremea sfârșitului că vor veni vremuri grele și cel ce va răbda până la sfârșit, până va birui totul, acela va fi mântuit, va fi salvat, va fi răpit. Un motiv ca să ne rugăm necurmat, pentru copiii noștri, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze în viață, să-i facă adevărați copii ai Lui, să cunoască adevărul și dragostea Lui, motiv să ne rugăm necurmat. Psalmul 65 cu 2, tu ai scos rugăciunea, de aceea oamenii vor veni la tine. Dar știți cum suntem noi? Noi venim la Dumnezeu și ne rugăm, numai atunci când avem probleme, numai atunci când nu avem serviciu, când suntem bolnavi, atunci ne rugăm. Să spună fratele Leo, este o mărturie în mijlocul nostru, cum a fost viața lui înainte de încercarea cu micuțul lor și cum a fost viața lui în timpul încercării și după încercare. Sunt convins că se ruga mai puțin înainte, dar după s-a rugat mai mult. Și nu trebuie să fie așa, fraților, noi trebuie să stăm în părtășie cu Domnul în rugăciune. Viața creștinului trebuie să fie o viață de rugăciune. Fiindcă rugăciunea deschide, mută munții, rugăciunea deschide cerul, rugăciunea deschide mintea, deschide ochii, rugăciunea îți dă perspectivă în viață. Și Doamne ajută-ne să fim oameni ai rugăciunii. Nu stingeți Duhul. Când se coboară Duhul? Nu e așa ca atunci când te rogi? Citește cuvântul, are și citirea cuvântului importanță. Citește cuvântul lui Dumnezeu, dar și roagă-te. Fiindcă în momentul în care stai pe genunchi și te aprinzi în rugăciune, Duhul Sfânt se coboară și îți vorbește. De ce trebuie să nu stingem Duhul? Fiindcă spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni 4 cu 30. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care am fost răscumpărați pentru ziua, pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Ce fel ar trebui să fie viața noastră ca să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Prioritatea vieții mele, prioritatea vieții copiilor lui Dumnezeu ar trebui să fie sfințirea. În Marcu 14 cu 30 spune cuvântul lui Dumnezeu, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. Și apoi răpirea bisericii este lucrarea Duhului Sfânt. Cine ne va răpi pe noi sus? Cine ne va răpi? Nu Duhul Sfânt va face lucrarea aceasta? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Spune cu Dumnezeu, fiți plini de Duhul! Atunci când împletești rugăciunea și rugăciunea în limbi, rugăciunea în Duhul, Dumnezeu se coboară și îți vorbește, Dumnezeu se coboară și te folosește. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta! Nu disprețuiți prorociile. În ultimul timp, și dintotdeauna au fost prorocii, cum ați privit prorociile? Ca unii poate că ați fost afectați într-un fel sau altul. Dar ce este de fapt o prorocie? Dumnezeu vorbește prin prorocie. Nu toți oamenii, nu toți copiii lui Dumnezeu aud o prorocie, ci când asculți o prorocie, Dumnezeu îți vorbește. Dumnezeu îți încredințează taine, Dumnezeu îți vorbește ceea ce privește viitorul tău. Cuvântul Dumnezeu referitor la prorocii spune, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. O prorocie vei vedea dacă este de la Domnul, odată cu trecerea timpului. Acea prorocie se va împlini sau acea prorocie nu se va împlini. Atunci vei vedea dacă acea prorocie a fost de la Domnul sau nu a fost de la Domnul. Și un alt lucru de care ar trebui să ținem noi cont, copiii lui Dumnezeu. O vorbă românească spune, spală-ți rufele în familie.
Noi ca și copii al lui Dumnezeu, ce vor zice cei din lume atunci când luăm atitudine împotriva prorociilor? Când ne luptăm unii împotriva altora? Cuvântul ne îndeamnă, spune, cercetați și păstrați ce este bun. Îmi place atât de mult o povestioară care am citit-o când eram mic în revista Cutezătorii. Spune că dacii s-au hotărât să atace Roma și unul din conducătorii daciilor a spus, este momentul, erau disensiuni în Imperiul Roman pentru putere și a spus, este momentul acum să mergem să-i atacăm. Dar un înțelept îi spune, vino și-ți voi arăta ceva. Într-o cușcă a băgat doi câini care se luptau pe viață și pe moarte. Și atunci a zis, ok, acum dă drumul cușca lor la un lup. În momentul în care lupul a intrat, câinii au făcut front comun și au sărit asupra lupului. Același lucru se va întâmpla și cu noi. Dacă vom merge și vom ataca Roma, chiar dacă ei sunt acum în disensiuni, în momentul în care vom merge peste ei, se vor uni și vor veni împotriva noastră. Nu este momentul potrivit. Iubiți frați, ce vreau să spun cu lucrurile acestea? Noi ca și copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a chemat la unitate. Amin. Dumnezeu ne-a chemat la dragoste. Dumnezeu ne-a chemat ca să ne sprijinim unii pe alții. Și referitor la prorocii, cred că este momentul ca copiii lui Dumnezeu să înțeleagă că nu arătăm o imagine bună celor din afară atunci când în mediul online se ia atitudine împotriva prorocilor. Lasă timpul să treacă, cercetează și păstrează ce este bun. Fiindcă oamenii din afară privesc asupra noastră și noi n-am fost chemați să luptăm unii împotriva altora, ci am fost chemați ca să ne sprijinim, să ne ridicăm. Și dacă ai ceva, fă un mod privat și Domnul să ne ajute să ne dea înțelepciune la lucrul acesta. Cu toții avem de dus o luptă și lupta noastră pe acest pământ de multe ori este cu noi înșine, dar în cele mai multe părți este lupta cu cel rău, cu vrășmașul, fiindcă noi suntem țintele lui. Nu pierde lupta cel care cade, ci pierde lupta cel care renunță să mai lupte. Dacă ești căzut, dacă ești trântit undeva, dacă ești prins de cel rău într-un lucru pe care te depărtează de Dumnezeu, ridică-te și mergi mai departe. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 24:16, cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Frații mei, noi nu am fost chemați ca să moștenim acest pământ. Noi am fost chemați să moștenim cerul, dar până acolo vom avea de luptat. Și lupta noastră este cu săgețile arzătoare a celui rău. Lupta noastră este cu firea noastră pământească, care de multe ori ne trântește la pământ. Dar să îndrăznim și să privim în cuvântul lui Dumnezeu, să-i cerem lui Dumnezeu putere. Fiindcă gândiți-vă, vom ajunge în cer și trebuie să luptăm pentru a ajunge acolo. Fiindcă în cer nu va mai fi boală, în cer nu va mai fi durere, în cer nu va mai fi biluri de plătit, în cer va fi bucurie, neprihănire și pace în Duhul Sfânt. În cer vom primi pe Iisus față în față. În cer vom uita de toate aceste lucruri, dar până acolo mai e puțin. Și biserica este chemată să se ridice în picioare în aceste momente, să privească în cuvântul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne vorbește despre vremea sfârșitului. Și de ce ne vorbește? Ca să ne avertizeze. Și dacă privim în jurul nostru, ceea ce am amintit mai devreme, sunt lucruri care le vedem cu ochii noștri în jurul nostru. Sunt lucruri care ne înconjoară. Dar un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să privească acolo. Un copil al Dumnezeu trebuie să ridice în capul oaselor. Un copil al Dumnezeu trebuie să îmbrace cu platoșa credinței și în dragoste. Un copil al Dumnezeu trebuie să se bucure că este răscumpărat. Un copil al Dumnezeu trebuie să se roage încetat. Un copil al Dumnezeu trebuie să aprindă Duhul lui Dumnezeu în rugăciune. Un copil al Dumnezeu trebuie să nu disprețuiască prorociile, ci să le ia ca din partea lui Dumnezeu. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să trăiască în pace cu toți din jurul lui. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie aparte și un copil al Dumnezeu nu trebuie să lase bătut niciodată. Fiindcă l-are de partea lui pe Dumnezeu și Dumnezeu va face ce a spus, ce a promis. Cel ce va chema este credincios și va face lucrul acesta, adică ce va face? Te va întări și va fi credincios până la sfârșit. Tu și eu trebuie să facem un singur lucru, să-L chemăm în ajutor și El va fi credincios și ne va sprijini până la sfârșit. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Am vrea să ne ridicăm picioare și împreună să cântăm o cântare, după care am vrea să intrăm într-o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute să fim biruitori, fiindcă la aceasta am fost chemați.
Am fost chemați să luptăm până la sfârșit, să nu cedăm, chiar dacă suntem căzuți, chiar dacă suntem prinși acum, chiar dacă nu vedem nimic bun în jurul nostru. Privim în cuvântul lui Dumnezeu și vedem nădejde. Privim în cuvântul lui Dumnezeu și vedem promisiuni împlinite. Privim în cuvântul lui Dumnezeu și vedem dincolo de aceste lucruri care ne înconjoară un Dumnezeu credincios legământului său. Destinul tău e să învingi, să fii biruitor în numele lui Iisus Hristos și Doamne ajută la lucrul acesta.